Așa am zis și eu, mă, când mi-a venit ideea asta prima dată, mă. Fii asta, zici că, băi, prostule, bă, prostule, ia uite ce idee ți-a venit, bă, prostule. Da, te pui cu prostul. Da, mă, da, că nu poți te pui cu prostul. Ca să fac o mică paranteză. Dom'le, știți cum mi-a venit ideea asta? Uite așa, a existat, pe vremea lui Grecia veche, un mare primar al Atenei, care a înflorit-o pe culmea civilizației atâta timp cât a fost el primar. După aia, Atena nu mai și-a revenit niciodată. Asta vreau și eu pentru Claude Gatti. Da. Domnul Statenă, e o persoană foarte colorată, înconjurată de lume foarte colorată. Se îmbracă, vorbește colorat. Vă rog să-l filmați, vă rog să-l filmați, că-i păcat să nu vadă țara așa o minune, așa un bâlci. Ia dă-te, Dacia, ia stai, mă, așa, nițel. Da, dar se poate așa ceva? Păi dai, numai eu am dreptul constituțional ca să-l meștocăresc pe state. Dar nu e nicio miștocăreală, nu e nicio miștocăreală. Sunt un om serios, un primar serios. Bărbatul dumitale m-a votat tot timpul. Zi-mă, state, nu-i așa? Așa e, sigur că da, așa păi e. Dar cum l-am votat, mă, pentru că a fost bun. De-aia te-am votat, că ai fost bun, mă. A fost alt Ev. A fost Evu Popeangă. Și acum ce Ev e, mă? Este Evu Stătică. Evu Stătică, vai mama noastră. Bă, Marcel, uită-te în jurul tău. Lumea se schimbă. Apar tulpini de virus noi. Da? Se schimbă materiile de examen la bacalaureat în fiecare an. Și tocmai tu nu vrei să te schimbi, mă? Și cum vrei, mă, să arate lumea? Ca tine? Fiți cu camerele pe mine, că aveți ce vedea și auzi. Da. Cimitirele, a zis un om mare, este pline de oameni care locuiește acolo. Te pup, Floricele. Tate rău, 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 tate rău. Saltiși becher de Paris, de dușmanul e răvins, tate-i nume cu respect. Ai costume elegante, dai femeile pe spate. Băi, ia stai numai când țin nu cu șmecher de Paris, da? Cânti cu erou de Paris, hai. State erou de Paris, de dușmanul e în vis. State erou. Cu respect. De erou deștept. Du-te de și repetă deștept. Hai, repetă. State erou cu respect. De erou deștept. Da, ce dracu e, mă, corățenia asta, aceea, mă, la baie lucește. Trotalul e măturat, i-a chemat salobrezarea careva? Chiar? Nu, ba, mi-a oferit voluntar, că e bucuriat că a venit Perica. Aoleu, cum a ajuns, mă, asta voluntar? A făcut ceva și l-a pus voluntar, nu? Nu a făcut nimic, așa a făcut el măturat, ce a făcut curat, ce a făcut totul să fie... Repet, mă? Să fie perfect. Păi repet, așa în gând, așa în gând. Un diminutora. Cu-a? Minodora, ce coa? Unde e Minodora? Te întreb, zici eu, te întreb. Nu acasă. Nu acasă, văd că nu e acasă, de-aia te întreb. Unde e Minodora dintr-o dată? Plecat. Minodora la bar. Păi ce face asta? Adică... ea nu vine să-și întâmpine bărbatul? E stă la bar sau cum? Măi, ia termină cu fentile astea, du-te dă făle la bar și las-mă în pace, la WC-ul, nu pot să stau liniștită. Hai, umblă! Ia uite pe el! Ce eu n-am vrut să spun de față cu el că Minodora e fata mea, dar are dreptate prostul să se înfoaie că nu e întâmpinat. Ce să zic? Miguel unde e? Miguel la bucată. Miguel, lemenie, gata? Gata, gata, hermano. Din totdeauna mi-a plăcut bucătăria. V-am pregătit niște rețete mexicane de o să vă lingeți pe ce e mâncasă asta, mă? Ce se întâmplă aici? Trotuarul e curat. Curtea e măturată, casa e curată, la bucătărie se gătește, a? Păi nu mai s-a gătit la bucătăria asta de când fă? De 100 de ani, a? Poftim că n-am fost atentă. Îmi place, mă. Îmi place aici, Babi, da? Unde e, mă, curva de mătală? Cine a venit să o întâmpine pe flacăra de România? E cu prostul ăla de Venus. De ce nu-l lași, fă, băiatul, să repete? Hm?
Dar ce, mă, nu poți să răspunzi și mie între două versuri? Ia uite acum. Hai că acum toți suntem sănătoși. Vreau să-mi văd micuții. Da! Gabi, a dus copilii, că-i venit Perica! Erou! Venit, venit, uite, mama! Uite, băieții lui mama aia! Venit! Spus lui Perica, bine venit! Perica! Să știți cum am vorbit la telefon, sunt erou de Franța. Și bulnelul vostru acum o să fie și primar. Și o să înțelegeți mai târziu ce facilități o să aveți din asta. Da? Gaberela, hai du-i să ia aer. Hai. Pa! Pa! Pa, norocel! Pa, pa, mămică, pa, Tito! Pa! Pa! L-a dus la aerul. Aolo, eroule! Care scurge ochii ca statuia aia de băiețel care să pișă. Hai, Consiliu! Cum merge operațiunea? Dat în cap la primar? Ia! Mă, dar de ce să nu zicem, lua gâții, mă? Nu e mai bine așa mai ca la Revoluție? Nu. Am hotărât dat în cap la primar, așa rămâne. Dragii mei, să știți că eu am pregătit masa, totul, eu am controlat personal, totul e regulă. Totul e regulă, nu? Sigur. Vezi să nu dați supăra foc. Nu, nu, nu. Măi, terimă. Mă pui și pe mine, Horen, mă, să-mi faci un rezomat, mă, că eu nu înțeleg ce cu disciplina asta. Da, să trăiesc. Așa e în tot satul? Nu, asta după ce ai ajuns tu primar. Bine. State. Eu n-am zis așa de față cu Stevenu, că n-am vrut să-i dau satisfacție la prostul ăsta. Mă, dar de ce-i menotura la bar? Menotura a schimbat mult. Ea a suferit după asta dragoste de prost la Stevenu. E mândră. Seamănă cu sângele meu. Bețiv. Păi dacă n-are cine să o enerveze. Îmi place când e de toate aceea, când e bogăție. Ai văzut, bre, dacă eu ți-am zis că ai de toate, ai de tot. Ce place de comnatul ăsta, că a pus toate alea la punct. Ia zi, mă. Ia. Și? Cum mai e vremea? Ce mai zice babilii, toate bune, rele, cum e? Ia uite, fiu. Avem destule să ne înfundăm pe Floricel? Avut și încă mai strâns. Barul merge bine, vine lumea, bea, semnează. Lumea a venit mult, băut, mult băut și semnat. Bun, bravo. Bă, dar dacă organizarea asta e așa de bună, cine mi organizează și mie o baie ca să merez fete? Babi, ia du-te tu și adu casa în coapă de ploaie să nu facă flacăra mătreață. Domn primar, ce fente ai în tine, mă doare capul. Domn primar, ce bine sună, domn primar. Mamă, ce de titluri am. Eu, state de România și Potcovaru, erou primar. Și? Eu, nu mâncăm ceva? Mă, dar nu mâncăm și noi nimic, aceea chiar așa stăm pe mații goale? Da, 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 vine, 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 vine. Vin aperitivele imediat. Totul pentru fratele meu primar. Păi și unde vrea aperitivile? Vin cu mine. Vin, vin imediat. Vin imediat, imediat. Chiri. Ăsta pățit ceva? Nu poți nimic. Sigur, sigur? Vreau doar făcut la tine, fericit, că tu e rău. Sper să fie doar atâta. Ue. Hai. Teri, raportul. Bune sau rele? Bune. Deschis bar, mers bine. Bun. Venit multă lume la lansare. Bun. Făcut mulți bani. Bun. Mai avem bun? Primarul a făcut multe nereguli care a scos bani frumoși. Bun. Mai avem bun? Nu mai avem bun. Ei, atunci ale rele.
Raportul cu relele, hai! Păi, flacăro, da. Dacă tu te frești că-i așa din picioare și tu bați darabana acolo, te ridic, cum pot eu să aud răspunsul, mă? Babi, ia un cartan și du-te și repete la tine acolo. Hai! Primit amenda. De parcare? Nu. Primit amenda de la primar pentru deranjat și disturbat ordinea la publică. Păi cum, mă? Dacă tot satul era în bar adunat, pe cine mai deranja public, mă? Cum, mă, eu, state erou de Franța, să fiu amendat în țărișoara mea natală și nerecunoscătoare? Încet, Cărica! Încet! Aoleu! Aoleu, e rău! Aoleu, mare, eu te s-a roșit la față! Știți că nu de la mâncare. Chema doctorul acesta! Chema doctorul, ce stai? Venit a respirat. Miguel, nu acolo și-a la tine, pot ce dracu te duci! M-am zăpăcit! De indinare! Nu-mi e rău, de indinare! Nu-mi e rău! Nu mai pot să respir, nu mai pot să inspir! M-a luat cu căldură! Mama, mătii de primar! Nu! Mama, dă-i faie și vă-ți! Nu dă-i faie și vă-ți ce-am făcut! Inspirat! Tăticule! 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 Vino cu atât, tăticule! Dă-mi ce vrei! Nu mă vezi să se redezi vocea cu polița tactului bolnav! Și ce mai interesează? Eu trebuie să vorbesc cu el, tu știi cum e îmbrăcată Minodora? Te stă la bară acolo, e îmbrăcată ca o panoramă, zici? Ce vrei? Tu ai băut vreodată cu paiu? Ce dracu vrei cu paiu? Am băut, da, cafe, frape, frape, cafe, la pare, ce vrei? Foarte bine, înseamnă că ai speranță că de acum o să bei toate alea cu paiu. Supa, mâncarea, cartofi, grăiți... Lasă-mă, du-te, dracu, de aici, zici, unde-i tăticul, te-au luat? Mâncăles! Cine-i primul ăsta? Fratele meu e bolnav. Cine e ăsta? Ce vrea ăsta? Cine e ăsta? Sunt Miguel Cervantes de Pajarito. Ce dracu înseamnă asta? Taci până în gură că e pe ferie cu Fidel Castro și este frate cu tactu. Miguel, hai să mergem, da, mărică, da, aceea, că ăsta-i de mergi. Sera, Cotolimna. A, domnul Totor. Unde-i bolnavul? Aceea, uite, ăsta e. Dar nu, ce că ăsta e cu capul, lasă. Haide, să te duc la state. Pa, aici și-a domnul Totor. Ușor, ușor, ușor. Ușor, 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 ușor,